puncte, care e unică, da? Și atunci eu am pus în evidență pentru primul predicat foarte, foarte, foarte multe perechi X și Y care verifică. Pentru al doilea predicat am o pereche 9x5, 26 pe asta ar fi și mai caut eu o pereche prin două puncte distincte, trece o dreaptă și numai una. Când X-ul e 0, Y-ul este 4, 2 pe 4, o doime. Când X-ul e 0, X-ul este 0, Y-ul este o doime, o doime. Asta e punctul. Asta e punctul. Și acum, pe aici, eu mai duc nu numai pe ăsta două, ci foarte multe puncte acum. Și cele două drepte, da, s-au intersectat într-un singur punct. Da, iată. Asta este ecuația drepte 2x minus 3y egal cu 5, 2x minus 3y egal cu 5 și cealaltă este minus x plus 4y plus 4y este egal cu 2. Minus x plus 4y egal cu 2. Cele două drepte se întâlnesc, așa cum și vedeți, în punctul acesta, 26 pe 5 și 9 pe 5. Dragii mei, metoda grafică înseamnă să reprezinți, nu neapărat folosim punctul ăsta de aici, ci alte două puncte. Dar cum am folosit eu, 1 și minus 1, dai alt x și alt y, duci dreapta aceea. Și ele când se intersectează, într-un punct se intersectează. Și acest punct, dacă totul e dus foarte corect, ar trebui să fost punctul de coordonate 26 pe 5 și 9 pe 5. Nu foarte greu de găsit. De aceea, ceea ce am făcut acum prin metodă grafică nu e decât interpretarea geometrică a rezolvării unui sistem. Da? Interpretarea geometrică. Deci când avem două sisteme cu două necunoscute, de gradul întâi amândouă, al găsi perechile respective înseamnă să găsim, să figurăm mai întâi toate perechile care verifică pe prima, care transformă predicatul ăsta proporția adevărată și pe cealaltă era la fel. Cele două se întâlnesc într-un singur punct. Soluția, dacă sunt paralele, cumva nu se întâlnesc niciodată, deci nu are soluții. Dacă cumva se întâmplă să nu fie concurente, deci spune, nu are soluții. Când sunt concurente, neapărat găsim soluția respectivă. Deci asta este ideea pentru rezolvarea sistemelor. Acum, în egeșiții, că noi ne-am propus să facem aplicații al semnelor, aplicații pentru semnele la algebră. Și iată cum îmi propun eu. În loc să dau așa forma simplă, am să dau o formă un pic mai complicată, cerând să se ajungă acolo, practic. Deci tu, ca rezolvitor, nu îți rămâi decât să ajungi la așa ceva. Dar ca să ajungi, trebuie să lucrezi asupra egeșiului ăla. Și ca să lucrezi, înseamnă că, de fapt, face antrenament la legea semnelor. De aceea am spus că urmărim aplicațiile acestea. Iată concret cum gândesc să facem așa un egeșiu. Deci, să ne închipuim că am dat prima ecuație, nu sub forma asta așa, ci sub forma următoare. 2x minus 3y totul la 2x minus 3y, nu, 2x, să o iau mai ușor, 2x minus 3 totul la pătrat adunat cu 3y minus 1 totul la pătrat este egal cu 5 minus 2x la pătrat plus sau minus, să zicem, nu, plus 3 minus y 2 minus 2 minus 3y totul la pătrat. Cea de-a doua să fie așa. Minus x plus 3 totul la a doua minus 2y plus 1 totul la a doua este egal cu x minus 1 totul la a doua minus 3 minus 2y totul la a doua. Iată, dragilor, că avem pentru moment rezolvat un sistem în care ce credeți că urmăresc eu aici?
urmăresc să aflăm perechile X și Y care verifică și pe prima și pe a doua. Da, da. Pentru ca să ajungem să ne apucăm de rezolvat sistemul, trebuie să-l aducem la o formă mai simplă. Ce avem acolo în, pentru moment? Avem niște formule de aplicat. Da? Iată, cu cine o fi egal 2x minus 3, totul la pătrat. Ei, pentru chestia asta, trebuie să ne amintim formula A plus B, totul la a doua. Și iată că ești într-un moment de asta, nu ți amintești. Nu nimic. Știi ce înseamnă a ridica un număr la o putere? Înseamnă a înmulți baza de câte ridic exponențul. Deci am A plus B înmulțit cu A plus B. Și face, face cât? A. Știu să mulțesc două paranteze. Astăzi, la reportajul de mai înainte, am, la cei care au fost la Canal D, am arătat cum din clasa, chiar din clasa a treia se poate pune la punct toată povestea asta. La tabla mulțirii, când am redus acolo 7,56, ca la mulțirea, reduc tabla mulțirii la mulțirea a doi termeni mai mici decât 5. Vedeți lecția aceea cu mulțirea pe undeva prin... La titlul lecției, tabla mulțirii redusă la mulțirea a doi factori până în 5, mai mici egal decât 5. Deci vine A ori A pătrat plus A B și am terminat de A mulțit pe amândoi și vine cu B. B ori A plus B la a doua. Dar A ori B egal cu B ori A și vine A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Asta e formula. Dacă e cu minus, sigur că apare aici cu minus. Vine minus 2AB. A înmulțit, cât vine? A înmulțit cu minus B, minus AB și minus B ori A face iar minus AB. Și aceștia 2AB sunt cu minus și atunci vine minus 2AB. Deci care ar fi formula? Haideți să o vedem împreună. A plus sau minus B, totul la pătrat, este egal cu A pătrat plus sau minus 2AB și plus B pătrat. Plus B pătrat. Și acum, începem lucrul. Și spunem. Prima parte la pătrat. A-ul este 2x la noi. 2x la pătrat. Deci 2x tot la pătrat. Ca și cum aș spune A pătrat. Minus. Că minus avem noi. De două ori. De două ori. A-ul 2x. 2 ori 2x. Da, ca să înțelegi tu. E plus cu minus la mulțirii, da? Plus cu minus face minus. De ce ia pun minus aici? 2 ori 2x ori b ori 3 și plus b pătrat, adică plus 9. Și am terminat cu cine? Cu asta. Plus 3y totul la pătrat. 3y totul la pătrat. Minus de 2 ori ori 3y ori 1. Și plus 1 la pătrat, egal cu 5 la pătrat, da? 25, minus de 2 ori 5, fac 10, și ori ăsta, 10 ori 2, 20. 20x și plus locul 2 la pătrat, b pătrat, adică 2x tot la pătrat. 2x tot la pătrat. Egal cu 2 la pătrat, nu, egal, plus mai departe, 4, și de 2 ori loc, 2 ori 2, 4 ori 3, 12, 12y, și plus 9y la pătrat. Am mers un pic mai repede, da? Pe 3y la pătrat, 9y pătrat. Cea de-a doua ecuație. Vine minus x totul la a doua, minus x totul la a doua, face minus x ori minus x, face x pătrat. De 2 ori locul 1, 3 ori locul 2, dar 1 cu minus, altul cu plus, 2 ori 3, 6, dar minus 6x plus 9 minus iar și aici 2y la pătrat, 4y pătrat plus 4y plus 1. Locul 1 la pătrat, de 2 ori primul ori al doilea, 4y plus 1 egal cu x pătrat minus 2x plus 1 și minus 3 la a doua 9, minus de 2 ori primul ori al doilea, 2 ori 3, 6 ori 2, 12 y, plus 4 y pătrat. Și acum, echivalent cu
2x la pătrat face 4x pătrat. De 2 ori primul ori al doilea, 2 ori 2, 4 ori 3, 12, minus 12x plus 9 plus 9y pătrat minus 2 ori 3, 6y plus 1 este egal cu 25 minus 20x plus 2 ori x ori la pătrat 4x pătrat plus 4 minus 12y plus 9y pătrat. Și dedesubt x pătrat minus 6x plus 9 minusul din față schimbă semnul, ca și cum ar fi minus 1 mulțit cu toți ceilalți și atunci se schimbă semnul, deci minus 4y pătrat minus 4y minus 1 egal cu x pătrat minus 2x plus 1 minus 9 plus 12y minus 4y pătrat. Și iată ce obținem. 4x pătrat cu 4, 4x pătrat de o parte de alta, ca și cum scădea pe 4x pătrat, deci duc 4x pătrat. Din egalitatea asta, 9y pătrat de o parte de alta, scădem pe 9y pătrat. Și ce îmi rămâne mie? Mi rămâne minus 12x minus 6y minus 12x minus 6y 9 și cu 1 plus 10 este egal cu minus 20x minus 12y minus 20x minus 12y, da? 25 cu 4 face plus 29. Plus 29. Asta e prima. La al doilea, x pătrat cu x pătrat de o parte și de alta se duc. Minus 4y pătrat cu minus 4y pătrat iarăși se termine. Și îmi rămâne minus 6x minus 4y minus 6x minus 4y plus 8 e 9 scăzut 1 este egal cu minus 2x minus, plus 12y minus 2x plus 12y și 1 de aici minus 9 minus 8. E, dragilor, haideți acum să vedem, să mai finisăm calculul. Încă nu ne-am ajuns, n-am ajuns la un sistem. Cei cu termeni toți necunoscute și în stânga și ceilalți în dreapta și vine minus 12x plus 20x, da? Sau minus 12x minus 6y, să scriu așa, minus 12x minus 6y plus 20x. Că adunăm în ambii membri opusul acesta și face plus 20x și atunci plus 20 minus 20 aici dispare. Deci altfel spus, ducem în partea cealaltă cu semn schimbat pe ăsta. Deci plus 20x plus 20x plus 12y 12y. Sigur că cei care știu lucrurile astea li se par că mă plictisesc, dar sunt foarte puțini cei care știu asta. Deci coeficientul, vă spuneam și altă dată, este undeva până la 20% care se descurcă la calculul algebric bine și merg în viteză. Ceilalți au greutăți. Și atunci eu mă adresez acelor 70-80% care au greutăți. De aceea încerc să fiu cât se poate de lent ca să nu, ca să înțeleagă toată lumea. Așadar, merg și spun, este egal mai departe, 10 se duc în partea cealaltă și vine minus 10, iar plus 29y rămâne așa, plus 29, 29, pardon, plus 29. Și cea de-a doua vine minus 6x, minus 6x minus 4y, minus 4y, plus 2x, minus 2, plus 2x, minus 12y, 12y este egal cu minus 8, minus 8, minus 8. Și acum, iată, acesta este sistemul.
Și minus 12x plus 20x face 8x. Așa. 8x minus 6y cu 12y fac plus 6y plus 6y. Acum să ne înțelegem. De ce minus 12x plus 20x face 8x? Dragilor, din 20 îl scrim ca 12 și 8. Și 12 minus 12 se termină și rămâne plus 8. Altfel spus, din cel mai mare scădem pe cel mai mic și dăm semnul cel mai mare. Deci când ne vedeți la adunare unul așa și unul așa, pur și simplu puneți semnul cel mai mare, plus, dar n-am mai pus-o, să vă înțelege că e la început aici. Și scădem din 20 pe 12 și rămâne 8. Ca și cum ar fi 20 minus 12 fac 8. Da? Din coace 12 minus 6 fac 6. Egal cu cât 29 minus 10 29 minus 10 face 90. Iar din coace minus 6x plus 2x e, acum pe minus 6 fiindcă ar fi minus 4 și minus 2. Minus 2 cu plus 2 s-o reduce în minus 4. Altfel spus, semnul cel mai mare în valoare absolută față, este minusul, nu? Este 6 și punem semnul și din 6 scăzut pe 2 4x, da? Minus 4y minus 12y. Acum, la fel, minus 4, minus 12. Când am spus prin minus 7, cum îl scrim? Dădeam și în reportaj. Minus 7 egal cu minus 3, minus 4. Da? Poate să fie descompunerea. Sau altfel spus, când au același semn, și 3 și 4 sunt ori cu minus amândouă, ori cu plus, se adună și se dă semnul lor comun. Așa facem și noi aici. Minus 4, minus 12 egal cu minus 16y. Este egal, dar explicația în pendelete o găsiți la profesorul sau proful online, matematică online, și în matematică online, când ați intrat, expandați pe luni, pe ani și pe luni, și căutați lecțiile acestea care vă interesează pe voi cel mai tare. Dacă căutați lecția care chiar poartă semne la algebră, titlul, și veți vedea că lecția, când veți urmări pe partea stângă, care sunt cele în cadrul matematică online cu profesorul Ioan Ursu, când veți vedea lecțiile cele mai vizualizate, mi se pare că una din lecții cu semnul algebră. Dovadă că mulți au greutăți și atunci vor să înțeleagă semnul algebră foarte bine. Eu acum fac aplicații, exerciții pe chestia asta. Minus 16 y egal cu cât aici? Minus 8, minus 8, minus 16. Ia să vedem dacă mai avem ceva timp. Dacă cumva s-a epuizat, bateria e gata, arată că acum se întrerupe. Ei, dragilor, ce am făcut eu în exercițiul ăsta de până acum? Am ajuns la forma asta, pe care o să o rezolvăm, după modelul anterior, ori substituție, ori reducere, dar până acum am lucrat foarte atent. Ce lucruri am verificat eu? De ce mi-am propus să fac exercițiul ăsta? Mai întâi să găsim formule binomul la pătrat, da? Să le verificăm. Să fim foarte atenți aici de o parte și de alta cum se reduc termenii asemenea, semnul algebră, dar am verificat foarte atent semnul algebră. În final am ajuns la acest sistem pe care îl rezolvăm prin reducere sau prin substituții. Deci, vedeți voi, exercițiul eu cred că s-a meritat foarte, foarte clar, pentru că am urmărit mai multe lucruri și atunci și ăsta se adresează. Se adresează copiilor de clasa 8-a până la 12-a. Pentru că să nu credeți că cei de a 12-a sau că nu sunt copii în clasa 12-a care nu știu formula binomului, care nu știu să semnul algebră, sunt foarte, foarte, foarte mulți. Așa se explică când situații de acestea în care ei termină și la bacalaureat iau 1. De ce? Că nici n-au nicio idee despre matematică. Au dat tot timpul răspunsuri la plezneală, nu știu semnele și dacă nu știi calculul algebric, cum să faci tu integrale, derivate, limite și așa mai departe? Ce șansă ai? N-ai niciuna. Deci de aceea trebuie să insistăm să facem multe astfel de exerciții, pentru că repetând, tot repetând și făcând calculul, ajungem la concluzia că ușor, ușor începem să stăpânim și noi semnul algebră și începem să înțelegem ce se întâmplă în clasă. Eu fac următoarea precizare. Dacă acum, în momentul de față, eu aș fi mărit ritmul, așa cum se întâmplă la treabă, când un coleg de al vostru lucrează foarte repede sau profesorul predă acolo
Și tu nu știi semnul algebră? Absolut nimic nu înțelegi. Copii acolo niște simboluri, nu pricep nimic, este foarte, foarte obositor, ca tot timpul cu capul, banca e balatabil, banca e balatabil, plus, minus, minus, plus, sigur că și greșești o parte din semne, dar e stresant cât se poate de tare în condițiile astea. Deci de ce, dragii mei, trebuie să înțelegeți că trebuie să știți neapărat semnul algebră. O să încercăm în continuare să mai facem astfel de chestii, pentru că cu ocazia asta toate lucrurile se vor lămuri și noi o să reușim să facem, să deprindem legea semnilor asta și atunci o să-ți vină ție foarte, foarte ușor. Dar fiindcă bateria e gata, o să oprim și să schimbăm bateria acumulator.